Răsturnarea de situație pe frontul din Ucraina, regiunea Harkov a fost eliberată aproape complet, o bucată mică mai rămâne sub control rusesc. Aici s-au regrupat armatele lui Putin și încearcă să formeze noua linie de apărare, dar le va fi greu pentru că au abandonat tancurile, blindatele și alte echipamente grele în grabă ca să scape de încercuirea ucraineană. A venit astăzi și o primă reacție de la Kremlin după operațiunea Fulger a ucrainenilor. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus că Rusia își va îndeplini obiectivele, dar despre aceste ultime evoluții de acolo din Ucraina discutăm cu domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă și analist militar. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara. Cum evaluați dumneavoastră situația de pe front? Desigur, ne bucură și e încurajator faptul că Ucraina reușește acum treptat să recâștige teritorii, dar să nu ne bucurăm mai devreme decât e cazul. Da, aveți dreptate. Trebuie să vedem această ofensivă în ordinea firească, îndrăznesc să spun nefirească, pentru că nimeni nu se gândea la această serie de surprize, în sensul în care este a treia etapă după surprinzătoarea victorie de la Kiev, când ofensiva rusească a fost înfrântă, a doua rezistență pe frontul din Donbas, unde cu pierderi mari ucrainieni au stabilizat frontul, pentru că rușii masaseră acolo artilerie, iar acum avem o ofensivă ucraineană reușită. Pe scurt, ceea ce nu a reușit armata rusă, a reușit armata ucraineană. Au reușit ca în decurs de câteva zile să spargă frontul, concentrând, fără ca rușii să realizeze mai multe brigăzi, înșelându-i la nivel strategic cu diversiunea care și ea în sine are valoare, ofensiva de la Kherson. În seara asta au venit primele informații oficiale că și acolo lucrurile merg bine pentru ucraineni. Iar după aceea să străpungă fulgerător până la râul Oskol și să atace centrul de greutate al frontului rusesc, Izium. Rușii s-au retras din Izium, e o decizie corectă în a 12-lea ceas, nu-l mai puteau susține, dar în mare parte a fost o retragere în derută. Ordinul a venit relativ târziu și s-a mai salvat ce se mai putea salva. Surpriza cea mai mare după această ofensivă reușită este faptul că a picat întreg frontul de la nord-vest de linia Oskol-Izium, adică partea din nord-estul Harkovului. Rușii s-au retras. Pentru prima dată, Ministerul Apărării Rus a spus adevărul, mai degrabă harta din spatele purtătorului de cuvânt a arătat întreaga regiune Harkov eliberată, fără trupe rusești. A greșit de-a lungul timpului Kremlinul pentru că a tot schimbat obiectivele de război ale Rusiei sau nu contează în acest punct discuția aceasta? Cred că greșeala principală a fost politică. Kremlinul, respectiv Vladimir Putin, a considerat că poate strivi Ucraina în 3 zile. A subevaluat din toate punctele de vedere această țară, de la nivel social, identitate națională, elită, armată, și a supraestimat forțele sale. Dar știți cum se spune, luptăm cum trăim. Din momentul în care a declanșat războiul pentru prima dată, Putin, care a manipulat orice și pe oricine și a controlat situația, nu a mai putut controla situația. Când începe un război, ca și politician, ai pierdut controlul asupra situației, războiul are propria lui logică și propria lui evoluție. În clipa de față, cu asta se confruntă Kremlinul. Pentru prima dată, lucrurile merg altfel decât erau planificate. Ei continuă să aibă această atitudine, totul merge conform planului. Am văzut și azi declarația domnului Medvedev, care a fost mai mult o reacție de copil supărat. Am văzut și reacția Ministerului de Externe, respectiv a ministrului Lavrov, care a spus că sunt deschiși și spre negocieri, dar faptul că la Kiev există intransigență, firește, vor victoria și știu de ce o vor, pentru că numai de pe o poziție de forță pot negocia cu Kremlinul. Avem această confruntare cu realitatea. Da, și trebuie să vedem ce se întâmplă și în zilele următoare. Mulțumesc tare mult, domnule Mateiu, urmărim ce se întâmplă.